ANSP recomandă desfășurarea adunării generale a judecătorilor în format online. La moment este imposibil desfășurarea adunării generale a judecătorilor în format online, se impune o singură soluție de amânat desfășurarea adunării generale a judecătorilor. Așadar, în contextul codului de alertă portocalie, sub care este capitala conform regulamentului, întrunirile științifice, seminarele sau alte întruniri similare vor fi organizate cu participarea cel mult 150 de persoane în spații interioare sau 200 în spații exterioare. Totodată, toți participanții sunt obligați să prezinte certificatul COVID-19. Drept urmare, cu votul la 8 membri, adunarea generală a judecătorilor a fost iarăși amânată. Eu cred că nu e posibil de desfășurată adunarea pe data 3 decembrie și din alte motive. Din motivul că modificările la Constituție sunt în vigoare după aprilie 2021, conform acestor modificări, mandatul membrului Consiliului Superior de Magistratură este de 6 ani, nu de 4, cum prevedea anterior, în prezent. Alt moment este că noi am discutat și cu reprezentanții Comisiei la Veneția, că toți candidații care vor să acceadă în funcție de membru al Consiliului Superior de Magistratură urmează să fie evaluați. Data pentru o eventuală adunare nu a fost stabilită. Decizia vine după ce în luna septembrie membrii CSM au hotărât fixarea adunării generale a judecătorilor pentru 3 decembrie. Atunci aceștia au precizat chiar și agenda ședinței. Alegerea 6 membri permanenți și 2 membri supleanți ai Consiliului Superior de Magistratură. Alegerea 3 membri ai Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor. Alegerea 3 membri supleanți ai Colegiului Disciplinar. CSM a avut mai multe tentative de organizare a adunării generale a judecătorilor, însă toate au fost amânate din cauza pandemiei de COVID-19. Cea mai recentă întrunire s-a desfășurat în septembrie 2019. Cele fixate pentru martie și ulterior octombrie 2020, dar și cea din martie curent, nu a mai avut loc.